Bună! Am să abordez astăzi o problemă care mi s-a întâmplat să o întâlnesc de vreo 2-3 ori în ultimele ședințe cu comunicare. El nu vrea să comunice. Ea nu vrea să vorbească cu mine. El nu vrea să-mi împărtășească, nu vrea să-mi spună. Și ca să abordez acest subiect, vreau să trec un pic prin înțelegerea profundă a partenerului, o teorie care mi se pare foarte, foarte bună și interesantă. Adică, dacă spun lucrurile astea că el nu vrea să comunice, nu vrea să vorbească, aș putea să-l înțeleg un pic, să văd ce se întâmplă. Oare nu vrea să vorbească doar despre acest subiect sau nu vrea să vorbească în general sau i-ar plăcea să discute altceva? Aș putea să-l înțeleg profund, suflet la suflet, de la inimă la inimă, pe cel de lângă mine. Dar cum pot să fac asta? Pot să fac asta decât dacă trec prin pasul numărul 1. Ăsta, înțelegerea partenerului fiind pasul 2. Pasul 1 fiind să mă înțeleg pe mine. Să-mi înțeleg fricile. Să-mi înțeleg emoțiile predominante pe care le trăiesc de zi cu zi, să-mi înțeleg ambițiile, să-mi înțeleg valorile, să știu despre ce e vorba la mine, ca să pot să fiu în stare să-l înțeleg pe cel de lângă mine, să-mi înțeleg iubitul, iubita, partenerul, partenera, să fiu în stare să-l înțeleg, e necesar să mă înțeleg pe mine și ca să-l simt pe el apoi, e necesar să știu câte ceva despre mine, să mă înțeleg pe mine. Ca mai apoi, înțelegându-mă pe mine, te înțeleg pe tine și putem să avem o înțelegere a relației dintre noi doi. A relației, adică să știm ce viziune avem împreună, ce vrem să facem împreună, ce vrem să construim împreună. Vrem să rămânem, cum sunt eu, de exemplu, rămânem pe termen lung, construim viața noastră aici, unde suntem, în Elveția, sau ne mutăm în altă parte, sau luăm în calcul și alte variante, sau urmărim să învățăm bine germană. O înțelegere a relației, adică înțelegerea ce urmează să se întâmple între cei doi, unde să-și trăiască viața, cum să-și o trăiască, ce e important pentru ei. Păi important pentru mine și pentru soția mea este relația dintre noi doi. Și apoi sunt copiii noștri importanți. Și mai apoi alte lucruri. Important să știm lucrurile astea, să știm despre relație, ca mai apoi să știm și despre cei din jurul nostru, adică să știm despre fiecare părinte din viața noastră, să-l înțelegem, să fim în stare să simțim ce își dorește, ce vrea prin ceea ce ne comunică, să ne înțelegem copiii, să-l înțelegem pe fiecare în parte. Da? Că am lucrat mai de mult, de ceva luni în urmă, cu o doamnă care a venit cu băiețelul și am urmărit să mă conectez și eu cu băiețelul ăsta de 10 ani, să vorbesc un pic pe limba lui, ca să mă fiu un pic jucăuș, așa, ca să se simtă în largul lui și să poate să povestească și el înțeles. Și făcând conexiunea asta cu el, a început să spună despre ce îi place lui, despre diverse jocuri, vorbea el acolo și a venit vorba despre chestiile astea și ea oprește discuția și spune, da, el duce discuția și lucrurile în direcția respectivă, pentru că el își mai dorește un gadget, își mai dorește, nu știu ce, consolă. Credea ea. În momentul respectiv, copilul începe să plângă, se bușește în lacrimi și zice, nu mai zice mare lucru, adică ce putea să mai zică, doar să-și scoată sughițurile pe gât, pentru că ea, ce se întâmpla? Nu îl putea înțelege și pe el, adică tătănicul nu se înțelegea pe ea, nu îl înțelegea pe partenerul ei, nu înțelegea relația dintre cei doi, da? Ca să știe ce e important pentru noi, ce e important pentru noi și pentru copiii noștri, împreună ce valori vrem să le transmitem, ce e important pentru noi ca și cuplu, pentru copiii noștri, ce vrem să vadă ei la noi. Sunt lucruri importante și atunci nu pot să-l înțeleg pe copilul meu, da? Care el vorbește și urmărește să se conecteze și el cu cineva și eu îi spun, lasă că știu eu ce știu eu, adică presupun eu că aș ști.
să-i citesc gândurile, poate, sau... Aiurea, nu? De asta e important să mai vorbești și cu altcineva din când în când, să ai o prietenă bună, să ai un partener de ascultare, poate, sau dacă nu, un coach, un mentor cu care să te vezi din când în când. Unul dintre ei sunt chiar eu. Dacă ai nevoie de o consultație unul la unul, dacă vrei să vorbești despre relația ta sau despre alte lucruri din viața mea, din viața ta, pardon, te aștept cu drag și putem vorbi împreună. Îți mulțumesc mult, la revedere!